to put more balls in the net. Trebuia să dăm mai multe goluri. I have to be satisfied because in many games we were very good until totuși sunt satisfăcut pentru că în multe dintre meciurile zonului ăsta am fost buni. Better there we work on this, we created am creat multe ocazii. And, this is a little bit of about inspiration of the. E vorba doar de inspirație acolo în fața porții, ne-a lipsit asta, e adevărat. He said today few excellent chances, but again I have to be satisfied. Dar nu am cum să nu fiu mulțumit. După un meci ca ăsta în care m-a dus cu atâta ușurință mingea în care eu advers. Sermani scored tonight 8 goals for him, top scorer. Sermani a dat gol astăzi, a luptat la gol. Astrid is doing like all players. I said on press conference before the game that players are doing really well on the trainings, that spirit. Astrid, la fel ca toți ceilalți jucători despre care am spus la conferința de presă înainte a meciului că se pregătesc excepțional, are calitate și e în formă. Tonight he deserved this winning goal. Merită să îmi scrie golul pentru că muncește foarte mult Sermani. After the injury, players need a little bit time to nu știu despre cine vorbește aici, dar după accidentare zice că jucătorii au nevoie să de timpul să revină. O fi Abdallah, nu știu despre cine a vorbit, n-am înțeles. And I hope for next game he will be already in the much better shape. Roșca with a clean sheet tonight, he brought stability. What did he bring to the meci fără gol primit de Roșca? It was amazing, I think, for him as well, for the team. He was very good in possession. We play build up from a fost foarte bun, ok, da, a fost foarte bun, am plecat cu construia de la el. A fost calm și încrezător. Meci foarte bun pentru el. At the end of the game? Oh, it's always the same. They ask for a few free days, you know, and this is. Mi-au cerut ca de obicei zile libere după ce obțin rezultate bune. In part of our plans, but when they play like tonight. Nu prea obișnuiesc să le dau, dar când joacă așa cum au făcut-o astăzi, trebuie să fie răsplătiți. Dinamo la 2 puncte de locul întâi. No, I said our target for this season is to be there from 6 to 8 position. Scopul nostru în acest sezon, am spus, este să rămânem undeva în locurile 6-8. Dar încercăm acum să ținem cont de puterea pe care avem să terminăm zonul regular în top 6. Mai sunt foarte multe meciuri de jucat, dar repet, sperăm să fim acolo. Mi-a plăcut aia că nu prea obișnuiesc să le dau zi.